Patru cluburi din Liga 1, Dinamo, Concordia Chiajna, Șepsi și Juventus, au schimbat antrenorul în acest sezon. Chiajna și Șepsi chiar și de două ori. Dar declicul așteptat nu s-a produs. Niciunul dintre cei șase tehnicieni nou angajați, poate cu excepția lui Ion Moldovan, n-a reușit să miște lucrurile de așa manieră încât să se simtă substanțial și în clasament. Marea dezamăgire a sezonului până acum este Vasile Miriuță. Rămas restanțier din Varii motive, atât la Chiajna unde a obținut doar 0,55 puncte pe etapă, cât și la Dinamo un punct pe rundă. Fără realizări, la Chiajna Vasile Miriuță i-a preluat pe câini după 10 etape pe locul 7, dar nici în Ștefan cel Mare n-a reușit până acum ceva notabil. Media punctelor pe etapă e mult mai slabă decât a predecesorului Contra, iar în clasament este tot pe 7.